Județul Mehedinți este într-o continuă modernizare, iar de această dată vorbim despre Comuna Izvorul Bârzii, acolo unde investițiile de modernizare continuă, principalii beneficiari fiind cetățenii. Județul Mehedinți cu satele și orașele care îl alcătuiesc este o carte de vizită a Olteniei, deoarece se investește constant în modernizarea zonei. De această dată vorbim despre Comuna Izvorul Bârzii, acolo unde primarul Horia Balic a vorbit despre cele mai importante proiecte ce urmează să fie implementate în această zonă. Investițiile de mare prioritate la ora actuală în Comuna Izvorul Bârzii sunt extinderea alimentării cu apă în Comuna Izvorul Bârzii pentru satele Răscolești și satul Halânga, urmând ca ulterior să înceapă și alimentarea cu apă a cartierului de blocuri din satul Halânga, care va începe ulterior pentru că aducțiunea de apă la cele două sate se face din satul Izvorul Bârzii, iar pentru blocurile de la Halânga alimentarea cu apă se face de la drobeta Turnul Severin. Aceste investiții sunt realizate pe programul operațional de investiție mare. Vreau să vă spun că proiectul pentru aceste investiții a fost demarat din 2014, numai că s-a derulat în așa mod încât investiția abia anul acesta se poate realiza, după cum se vede. Și asta datorită sprijinului necontenit al domnului președinte al Consiliului Județean, Aladin Georgescu. Domnul deputat Virgil Popescu chiar n-a avut niciun sprijin, nu m-a ajutat cu absolut nimic în această investiție. Un alt proiect extrem de important este cel prin Anghel Saligny și cuprinde asfaltări în toate satele din comună. În satul Alânga cuprinde 6 ulițe de asfaltat, în satul Scânteiești mai avem o uliță care se va asfalta pe acest program, în satul Izvorul Bârzii vreo 6 ulițe, de asemenea în satul Balotești vreo 3 ulițe, plus 2 drumuri comunale, drumul comunal DC9 care face legătura între satul Balotești și satul Pârlagele, și un drum comunal DC23 care face legătura între drumul național DN67 și localitatea Cerneț. Deci, de fapt, un drum care se va asfalta parțial, aproximativ un kilometru, și încă o uliță în acel sat, ulița Lăpădat din satul Puținei. Mai avem în schitul de sus, pe buget local, încă un kilometru de asfalt. Lucrările se vor demara într-o perioadă mai scurtă decât pe Anghel Saligny. Eu, de fapt, după semnarea contractului, urmează să depun proiectul tehnic la Ministerul Dezvoltării și mă gândesc că în 2 luni de zile, maxim, va avea loc licitația pentru această lucrare. Primarul comunei a pus accentul pe toate domeniile importante și aici vorbim despre educație, pentru că viitorul celor mai mici locuitori ai comunei este primordial. Primăria Comunei Izvorul Bârzii are în grijă dotarea cu material didactic și materiale electronice școala de la Comuna Izvorul Bârzii, contract de finanțare care este semnat. De asemenea, avem un contract de finanțare semnat pe stații electrice. Avem studiu de fezabilitate făcut pentru reparații capitale școală Dumitru Crașoveanu și multe altele care în viitor apropiat vor avea succes. Primarul Comunei Izvorul Bârzii, Horia Balic, a primit sprijin în toate proiectele pe care le-a implementat din partea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, totul fiind în binele cetățenilor.